Din ce în ce mai mulți târgujieni se tem să mai meargă pe străzile orașului, care sunt aproape invadate de patrupede. Astăzi un bătrân a fost hăituit de 7 câini care l-au doborât de pe bicicletă. Oamenii care au observat întâmplarea au sunat la ambulanță pentru a primi îngrijiri medicale. Fiul bătrânului a ajuns la spital după ce a fost anunțat de starea gravă a tatălui său. Am fost telefonat de câțiva cetățeni că o grămadă de câini, peste 6-7 câini, s-au pus pe tata și l-au doborât jos, în care a anunțat salvarea și a fost adus aici la urgențe, la spitalul de pe Tudor Vladimirescu. Știți cumva în ce stare este? Oricum, nu se mai mișcă. Într-o stare foarte gravă. Bărbatul a ajuns la secția de primiri urgențe pentru mai multe investigații. În urma căzăturii, acesta a suferit o întorsă de șold. Este vorba de un pacient care s-a prezentat în dimineața zilei de 23 februarie, în vârstă de 75 de ani, din Târgu Jiu, la secția UPU a Spitalului Târgu Jiu, în urma unei altercații, în urma unui agresiuni, dar fără contact direct între câine și pacient. Pacientul, după investigații, nu prezintă niciun fel de plagă, nici mușcată, nici scoriată, iar în momentul ăsta este internat în secția de ortopedie cu o problemă nu fractură la nivelul șoldului. O problemă de căzătură, este vorba de o întorsă de șold. Majoritatea oamenilor consideră că ar trebui luate soluții prin care aceștia să fie luați de pe străzi pentru a înlătura un eventual pericol. Anul trecut au fost capturate peste 350 de patrupede, iar 229 au fost date spre adopție. De asemenea, pe domeniul public, în municipiul Târgu Jiu, peste 50 de persoane au fost înregistrate cu mușcături de câine.